Vlad, îmi pare bine. Să trăiți, sunteți la susținere? Da, da, da. Să nu, Vlad, îmi pare bine. Bela. Sunteți da, foarte frumoasă, domnișoară. De asta aveți numai susținători. Da. Mă numesc Bela Santiago, am 28 de ani și sunt din Filipine. Ce apariție, apreciez acest costum. De unde l-ai? De unde iau? Da, de unde, de unde l-ai? Secret. Am venit din România în noiembrie 2016. Da, am fost la un concurs și după concurs, în ianuarie, am cunoscut pe băieți din trupa Jukebox și am făcut invitații dacă vreau să lucrez cu ei. Și am zis, de ce nu? Bună. Și sunt foarte răsfățată ca o prințeță din trupă, că sunt singură fată. So, do you speak English? Da. Oh, și vorbesc în română. Da? Da. Băieții vorbesc cu mine în română și de aia am învățat foarte repede românește. Dacă prestația ta pe scenă va fi în concordanță, dacă sunt dobitoc, ai să fiu, cu felul în care arăți, atunci totul va fi absolut minunat. Mersi. Adică dacă vei fi la fel de bună... S-a spus! Până la urmă s-a spus! Ce vă chinuiam! Da, da, să fie o prestație la fel de bună cum ești tu. Ok. Mersi. Lumea aici, în România, mă apreciez mult. Dacă facem concert, oameni, oh, ești foarte frumoasă, ești foarte frumoasă. Când sunt în Filipine, nimeni mi-a zis că ești foarte frumoasă. Nu. Ești frumoasă, așa. Dar aici oamenii foarte apreciez, știi? Și mă simt că România este țara mea. Bună seara! Mă numesc Bela Santiago și sunt din județul Filipine. Bună seara! Bine te-am găsit! Bine am găsit! Ești în România de mult timp? Aici un an jumate. Tu acum ești cu o trupă în România? Activezi? Da, acum sunt cu trupei Jukebox. Jukebox? A, știu! În care a venit... În care a fost și Alex Vasilache, da. Acum 2 ani de zile, da. Cred. Care a fost la mine. Alex Vasilache s-a îmbătrânit și acum sunt aici. Am îmbătrânit, Alex. S-a îmbătrânit. Cu cine ai venit? Văd o groază de bărbați acolo. Da, am venit cu iubitul meu, cu tatăl meu și cu nepoț iubitul meu și cu colegul meu. Salut, băieți! Colegi, iubiți, bună! Ciao! Ciao! Perfect, deci ai mulți bodyguards, să înțeleg. Da, da. Perfect. Da. Piesa este în română, engleză sau spaniolă? Engleză. Engleză. Da. Ești gata? Da. Hai, Bela! Thousand degrees.
need you to. Temperature rising when I look at you, look at you. Subliminal sex, dripping in sweat. Tripping out, we're gonna ride in the engine that car. Got Batman robbing in, bang bang, talking it. Way to go, I'm in and coming and me bad like some jackal. If they test me, they're sorry. Ride the soup like a Harley, then fool off on this Ferrari. They put hanging with that. Oh, ringing, he's langin'. Eating karaoke, not but get the mic as I'm zangin'. A venit în sfârșit o concurentă care a avut din prima cel mai mult decât voce, știi? Are o atitudine deja de divă, de artist. Mamă, mamă, ne-a omorât. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Așa, m-am odihnit puțin. E clar, e pe stilul Beyoncé și seamănă cu Beyoncé, dar e... Aici e bombă, cu ceas. Am impresia că la trupa jukebox Vasilache e backing vocals. Nu! Mamă! Ce-a fost asta, fraților? Ești de pe altă planetă! Da. Dragă domnișoară, ești una dintre cele mai nebune voci pe care le-am auzit în viața vieților mele! Mulțumesc! Dar cum te miști, cum arăți, eu cred că vei trece de scaune! Eu am senzația că... Adică nu am zis, desigur, pentru tine... Pentru tine special, mi-ar plăcea să am această grupă de adulți, peste 24. Pentru tine, Bela. Nu, pentru că ai spus Bela, că vrei până în 24 de ani. Păi uite că astăzi m-am răzgândit brusc. Uite că m-am răzgândit. Tu ești pretendent la premiul mare, asta este absolut clar. Tu ești conștient de asta? Unicul lucru pe care ți-l doresc. Rămâi tu, rămâi timidă, rămâi acolo unde ești și lumea o să te iubească atât de tare cât tu nu-ți imaginezi. Felicitări, mersi mult pentru moment. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc. Bravo. Unicul lucru pe care ți-l doresc. Rămâi tu, rămâi timidă, rămâi acolo unde ești și lumea o să te iubească atât de tare cât tu nu-ți imaginezi. Felicitări, mersi mult pentru moment. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc. Bravo. Cine-i prietenul? Cine-i iubitul? Adulți. Nu-ți e rușine. Nu-ți e rușine. Bela, Bela Santiago. E genul de om pe care aș paria că poate câștiga X Factorul. În momentul ăsta pariez spre Bela. Bela? Bine, Beyoncé! Wow, bravo! Ce să mai tem, pe? Da, iubesc mult scenă. Și una dintre cele mai bune românce pe care... Născută de ziua României. Născută de ziua României, 1 decembrie, în 89. Adică mi se pare... Sunt româncă. Exact.